Oh. Oh, Rembo. La te-a pus numai Cătălin Rembo. Domnul Pancica. Da, frate. Nu, fii atent, ascultă-mă. Câte filme am depus și nu le-am pus încă? Astea patru la film. Tu trei filme ai făcut, toate patru și tu n-ai film. N-ai pus nici unul. Nu, fii atent acum cât de repede urmează un film de la tine. Cât de repede urmează, dar pătă, tu urmează, să-l mai urmează. Episodul 14 trebuie să-l pun. La uite, frate, Cristine, un cal frumos care a fost la fratele meu Ionuț. La Ionuț, de la? De la Bucovina, ca ipotecii. Deci la Ionuț, prietenul nostru, care i-a cumpărat mânzul lui băiatului... Da, la Ovidiu. Lui Ovidiu, știi? Da. Aici un armăsar foarte, foarte frumos. Fii atent la băiatul tău. Fii atent la băiatul tău. Fii atent cu s-o dotate. Dar nu se dă. Nu mai ploaie, dacă stau lângă ce să nu-și ploaie mașină. Așa, dar ridică mai sus umbrela. Și hai mai încoace. Da. Pune-te aici pe colțul ăsta. Așa. Și, așa e și mai încoace ține umbrela. Ar fi să dau eu umbrela mai mare? Nu, e bună asta. E bună aia. Ce o tripă, vezi? Omul ăla tu de aia să mă jur pe cine tu, mă, nu mă ploaie. No. Oh, n-a dat de ține așa să mai aducă rechea lui. Cristinel. Dar stai, mai dur un pic încolo, foarte rapid. Cătă, ți-e frică de ploaie? Îl întreb pe Cătă în glumă. Hai, dai, are mărturi bune ce-a lăsat-o frumos. Cătă, te stresează un pic ploaia? Ia, Cristinel, într-adevăr te mă stresează. Auzi, fii atent, eu am învățat de la voi chestia asta. Pancica, de la voi am învățat chestia asta, să nu mă streseze timpul de afară. De nimic, frate. De nimic. Deci eu de la voi am învățat. Tu dacă ții un relație, o fain. Stai, dragule. Păi, frate. Am ținut-o ca lumea. Au. Am văzut. Am pus-o dacă ești stresat că plouă și faci păcate că de ce și de ce, nu, tata, vreau că acum n-ai și stresat. Dar tot Dumnezeu dă ploaia, dar Dumnezeu, dă Dumnezeu pe pământul ăsta. Nu poți să ceva pus o pui pe Dumnezeu. Da. La mine dacă ninge, plouă. Da, Cristine, asta trece, fii atent. Așa. Asta e un călus foarte frumos. Bun calul și frumos, un cal scump. Și am un... I-am luat în copărece. Da, o să-l vedem imediat, că ne-l mai arată. O să-l mai... Pune-ne-l încolo, pune-ne-l încoace pe negru să-l vedem. Îl mai vezi odată, frate, Cristine. Cum ai zis la negru? Rembo. La asta le-am pus numele Rembo. Rembo. Că păpărecea alu Rembo... Alu Armando? Numai, alu Rembo. Da. Alu domnul Chirile. O ajuns la mine Armando și apoi l-a pus numai Rambo și l-a pus numai Cătălin, cum îl cheamă? Așa, ca să Armando, fie așa. Și le strigăm pe lumea care nu le uităm numele. Așa. Am ăsta nu-i ca Armando, că n-are cum să știe, dar tot e un cal frumos. Un cal bun. Pentru mine e un cal foarte frumos, frate dragă. Da. Și l-am adus și m-am pe Rambo, să-l vezi și pe Rambo. Domn Magica. Armando. Nu. O, tati, o. Cristi, ei. Zi, dragule. Asta, Ania, numai că nu face perece un pic. Adică? Că asta e un pic alb la cișoare. N-are nimic, că ăla e albul lui, nu e albul nostru. Cristi. Nu, domn Magica. Da, da. A venit un nou membru în familie. Lasă că-l vedem noi, că am auzit eu. Că v-ați bucurat. Pune doi negri de ăștia la căruță. Și apoi pune-o pe-a mea mândruță, Andrei. Și apoi mă-i duce o țâră la plimbare. O văd la Bambi. Pe unde, pe țărmașul? Apădăm acolo de școală, frate, cum zice ăla. Ne lăsăm de școală. O văd la Bambi. O văd de școală. Aia ce am filmat. Dacă-i cine e? Lasă că vedem mine. Dar știi tu că calul ăsta nu e un cal foarte elegant și foarte frumos. Dar nu e un cal prost, frate. Hai la tata, o Rambo. O Rambo. O pus că n-aș ea roz. Acum pe ploaia asta nu prea mai... E ploua, mă, aici hai să facem scurt numai astea doi scoace. Da. Și aia la ții primăm o țână în graș, că am un iofătat regina noastră, șefa grajul, șefa noastră. Am un scoace pe... Armando, frate Cristinel, un armăsar foarte, nu ar foarte fi bine tu să-l muți pe el la colț acolo, la colțul gardului. Mai încolo, mai încoace. Așa este un fiu. Ia la Cristinel. Ia la Cristinel pe Armando. Mai încolo, pic, să primi pe ăsta, că mai bine. Opa, hu. Pancica, du-te cu el pe colț acolo. Tati. Cristinel. Cum era să sară pe mine? Oh. Dă-te, dă-te, mai încoace, copile. Mai încoace, pune-te lângă mașină. Așa, cum e mașina lui Cristian, mai așa praf. N-are nimica. Că mașina mea e blindată. O, Armando! Mere, fără un jabă. Că nu face vă
la spatule, știi? Cel mai e scurt. Facă-ți-ne la praie că ai negri. Ăla Armando și ăsta-i... Rambo. Rambo. Rambo, mă, știi ăla Rambo. Aha. Și este... Da, Armando, ce-mi zici, frate? Ce să zic? E frumos, Armando, place de el. Să n-au să achiziții chestii, nu? Fii atent, are ochii mai mari ca ăsta la alt. Are. Ha? E că mai ociosul. Nu contează ochii. Din ce cauză? O mânca sarmale? Înseamnă că o mânca sarmale mai mult. Nu contează, Cristi, ochii, contează frumusețea. Da, păi cum, dar auzi, frumusețea să... Asta, prin ochi. Deci e și cald. Cristine, la prale că ai negri? Armando și cu... Rambo. Ăsta la cu Rambo. Rambo e foarte bun, un cal bun. Armando e are cal bun. Cai cu mine, Cristi, cai cu porni. E legă la altă, Cristinel. Nu trebuie să legi la altă. Fii atent, domn Pancica. Armando, el trebuie un pic să tragă la tine. Dacă, eu zic că în două luni s-ar face frumos. Mai trebuie să tomească, Armando. Genul mai repede. Genul mai repede, cum zice băiatul tău. Am adus-o după de baloți. Tu ai fost șoferul? Aha. Tu ai făcut copilul? Ține așa. Tu ai făcut copilotul sau ce ai făcut? Eu știu să conduc. Ce știi? Știu să conduc, dar nu pe drumuri de asfalt. Nu pe, drumuri publice? Nu, nu. Numai pe cărare? Așa, când mai mă lasă ca e câteodată. Am votat Barbie și am filmat atunci. Ține așa. Tătă, când ai găsit, când l-ai găsit că stă frumos, îl ții un pic așa. Pentru mine, zic, când l-ai văzut că stă frumos. Îl ții pentru mine în poziție, când l-ai văzut că stă frumos, bine? Și ba, ce vântul gen... Uite, așa? Gen dușă... Așa, așa. Așa? Dar nu l-am văzut ce-o făcut de cătăleată în spate. Da, fix să se încăzească, Cristi. Da. Lasă că filmezi mai bine în grasă. No, mai dați un pic încolo către câmp. Și auzi, când ei vin încoace, tu te duci încolo, bun? Noi. Du-te încolo, copilă. Du-te. Mai. Cristi, salat! Salat! Aia! Tu mi-e o... Uite-te, cătă! Eu nu văd de tine nimica! Pancica! Pancica! Nu vin eu mai încolo să vedem mai bine! Nu, frate, că eu nu știam că e cheplau, băi, nu se apologie! No, bun! Bun, super bine! Pancica, cum te-ai suit călare pe cal, nu pot să nu pot să uit gândul ăla. Cristine! Bună treabă! Am dat sar pe toți ăștia, frate, în picioare. A? Dacă e caz, eu sar pe toți ăștia în picioare, fratele. Ia! Hop, hop! Ula, tata, hai la corde! Hai la corde! Ia! Ia! Oh! Nu bagă că tare! Ia! Deci le-a lăsat mece calul ăsta, frate. Dar și cătă, și cătă băia puternic. Dacă s-a dat mic calul de când e la noi. Da, da, frumos arată. Ia, de filmarea trecută. Nu-l mai de săptămâne la mine, vezi cu totul meu. Bravo. Eu grijesc din sine cai, că mi-e drag. Sincer, cu mâna pe suflet, tu spui cu mâna pe inimă că mi-e drag cu adevărat. Dacă aș avea alte surse de făcut bani, n-aș vinde o coană în viața mea, nu m-aș cumpăra. Toată viața mea aș cumpăra armăsar, aș cumpăra apă la mine, ar îmbătrâni și la mine ar muri.
Dacă ar avea o sursă din altă, să-mi fac sursă, să-mi... să-i întreții pe cai, să-i întreții familia. Dar Cristi, i-am stat pe el 2015, frate, ai văzut, Cristi? Cum zici? Dar ai stat pe el din 2015, din Ungaria. Frumos, frumos, calm. Final, nu? Că-i povesti. Domn Bancica, vreau să zic că ai doi negri foarte frumoși. Patru negri am, frate. Patru negri? Patru negri am. Bă, dacă tătă-s patru. Tu vrei să-i scot afară. Bă, dar spirmață-i aia, doi amândoi. Bă, dar hai pune-mi patru, că tura trecută cât ai pus? Tri, sud. Bă, dar ai filmat că în Angola tătă-s patru în graj. Dar nu-i tot una. Cătă, du repede să nu te plouă și fii atent cronometră în 2 minute. 1. 2 minute unul, 2 minute altul. Pancica, nu? Da. No, hai! Ia! Pancica, apreciez că ai răbdare, n-ai ce să faci. Ești nerăbdare. Hă? Toace, toace-s pe răbdare. Dar când îți pierzi răbdarea? Niciodată. Când nu am bani, atunci. Când trebuie să primești sau cum? Ia, când trebuie să primești bani. Nu-i dă oameni la timp. Aia e faza. Wow, atunci am bolunzit. Bă, mamă, trebuie să te comodezi cu tot ce minunile posibile pe pământ. Pancica, tocmai acum vorbeam cu prietenul meu, domnul Călin din Irlanda, cu domnul Tibor, cu domnul Tibor din Irlanda, și au zis că s-a transmis salutări. Și am vorbit și cu prietenul meu, Emma de la Alba. Și știa, transmit, frate, știa că vine încoace și el te salută. Tot ce-ți doresc. Și anul ăsta să șie, să vezi, să șie mai bine, ca anul trecut, că anul trecut a fost de perit. A fost greu? A fost greu cu... numai cu expoziția a fost mai greu. Nu, adică din toate punctele de vedere a fost greu. Dar vezi tu că dacă mai făcea expozițiile astea, mai venitâneam prietenii în capătul lumei, mai arătam exemplarele care le avem, că numai prin cine le mai putem arăta, mă, exemplarele? Că ia este cal care nu-i filmat Cristinel. Sunt cal care nu-s filmat, frate. Și frumos. Și cai de valoare mare, Cristinel. Înțelegi? Sunt cal care nu-s filmat, frate, Cristinel. Dar... dar de ajuta Dumnezeu și Maica Sfântă cumva să... E tata la șolat și izbin, s-o țăpa și izbin șolat bocașul. Cine? Denis. Să te văd, bă, băiete. Păi nici o ții, mă. Hai aici să te văd, tinere. Unde ești, mă, băiatule? Eu stai să te văd, mă. Lasă-i acolo, hai aici. Hai să te văd, mă, ce... ia, ce bocanci ai în picioare, mă? Cu plană. Ce-o luat tati aia? A? Nu îmi bucușesc mie de gumă să mergeață cișoarele iarăși. L-ai auzit? Da, ține așa să scoți pe la adică. Da, da, da. Asta e o mărul negru. Stai, mă, nu mă cilăgi. Pancica. Așa vrea să mă cilăgească, Cristinel. Nu, așa, dai mai filmă, restul greu. Cristinel, asta e mărul negru. Da. E treia ce mi-a fost ciop. Da, mă, e un pic ciop, dar nu prea, da. Din asta aia s-o mânz foarte bun, un cal foarte bun, vezi? Cât timp are? Cât timp are? Ha? 3 ani și ori, nii. Și-o căscat gura? Ia, vezi de gura la nii. Cască, mă, arată-i gura. Doi din, nii, mă. Arată-mă gura la oameni. Doi din tare, Cristina, nii. Hop, hop, ha! Bă, voi vezi să vă bolunziți? No, fii atent. Fii atent, ăsta e la frumosul. Ăsta e bun de la frumosul. Bagă ăsta, cu fața, nu-l mai jos. Prr, prr, tine. Asta mă, dar mi-a creat, mi-l-am... Cristi, mi-l-am... Da, Cristi, fii atent ce nume are ăsta. Ăsta are colț alb și ăla al corpul. Dar de ce ai pus la ăsta colț alb? Păi după filmul ăla și cu colț alb, cu câinile, că avea lupul oameni față albă, așa e și ăsta, colț alb. Aha. Pancica, când găsești calul cu capul alb, cum am promis, dar tu trebuie să-l găsești. La că-l găsesc, frate, dacă nu mă... ai un bonus de la Cristi, dar în valoare mare o să ai. Mă să-l găsesc, frate. Aia, dar dacă-l găsesc eu... cum? Dacă-l găsesc Cristinel, eu... bă, dacă-l găsești tu, dar Cristinel, numai aici. Cristinel, fii atent, aici doi produși de cai. Da. Fii atent, produși, dar bun produs. Bun, bun. Ăștia sunt o sămânță bună de cai. Foarte frumos. Aici previn în linie bune de cai, înțelegi? Numai trebuie să facă ca mânjă. Asta e de... încă n-are 3 ai, ba 3 ai are, ăsta așa la încă n-are 2 ai. Sau la 8 luni are. Ăla la 8 luni are, mă zonă.
Foarte frumos. A fost al meu Cristi, dar la mine se după ăsta. L-am dus. După la loc. Via, via, via! Uite crepătura la mânzul ăla, Cristi. L-am dat Cristi pe ăsta. Cui l-ai dat, mă? De ce, mă? Mi l-am luat înapoi pe blondinul meu. Pancica, voi faceți, tot timpul faceți schimburi dintre astea? Între voi? Ha? Aici ca părinte și... Părinte și... Băi, băiat. Da. Mi-așa place de poziția asta de calmă. De ce? Nu doar în poziție de asta invidiat să-ți mă joc, mă. De invidiat? Să-mi fac și eu, genul. Uite ce la el, nu. Are o poziție de invidiat, mă. Uite ce mă n-are poziție mânzul ăsta de invidiat. Are. Numai că... Nu, e tine. Și fii atent, roate pe el. Pancica. Acum iarna, să aibă roate pe el. Uite treaba, trecu. Că vin la noi, amu, e de leacă de studio. Pe alta, pe ei punte spatele lângă roate. Că acum n-am avut timp, că nu fi trei ai venit oricum, că ai venit să filmezi cu fata Crina. Da, da. Tot pentru ei. Ia! Ia-te-a mărut la camera asta. Hai înapoi, tu doamne, intrați acolo, nu știu. Ia-te-a mărut la mânzul ăsta. Ia! No, ce-a zis, Cristian? Foarte frumos. No, nu-mi place mânzul ăsta, poziția asta de cap. Îmi place foarte mult, mie îmi place. Uite la el, mii. Are un măr de ăla frumos, are o elegantă în el, că doamne, ce-a zis. Crepat! Are o crepătură de invidiat! Hop! Are o crepătură de invidiat! Tu ia cum crepătură are mânzul ăsta! Ce nume ai pus la mânzul ăsta? Colț alb! Colț alb! Du-te treabă pe colț, baga, că plouă să sărăcesc! Fia, du-te treabă pe colț! Fia! Băi, câtă! N-ai înțeles? Nu! Cât are? Cât timp are? O las omul! Așa, mă! Hop! Oprește-l! E foarte, un cal foarte frumos, amândoi ochii iar albaștri. Ia, yeah. Da. Uite, treaba, Radio, pică-i colo lung. Uite, te rog frumos, colo lung. Via! Yeah. Uite ce mărg la mânzul ăla, mă. Vai. Ia-i, l-am ieșit, doamne. Yeah. La cale e ori în față, Cristina, asta așa merge noaptea. De alb volar, ciolare la cap, de bea de caleon în față. În față? Ca mașina cu farul. Dă el așa lumină? Ia, yeah. Uite, albaștri, mai tare dă. La bagă-l, tatăl, uite ce tare, Cristinel. Fără da. Să-l punem noi, fără pot, eu n-aș oblunii. Mulțumesc, Cătă. Dacă mai cine dorește, un vit să facă o combinație cu mine, dacă se poate. Nu, Cristinel? Hai să mergem în graș. E cald în glas. Uai, du-te chide-mă în glas. O să... Domn Pancica. O să... Stăm ca la solar acolo. E... Ha? Ca la solar, frate. Și? Este ca solarul, nu vezi? Da. E plină mai de găluște. Da, e, foarte. În loc de cai, se îngăluște. Foarte bine. E ca Cristinel, dacă acolo fătat. Ia pe noastră seara, a fost cea mai mare bucurie la noi, în familie. De cât timp încoace n-ați mai prins așa bucurie faină? Așa păi de când a fătat-o rând trecut, pe vină. Deci așa mult vă bucurați voi? Păi dai seama când e fata ea, e ca un fel de sărbătoare sau cum? Păi nu! E o sărbătoare, mă, frate, când naște muierea. Vezi tu că fui la spital cu flori, cu ăsta, așa și cu crina, sală, tăi, cu unul cu zahăr, unul cu bombonă, ea nu mai știa ce să mânce apa. Unul cu ciocolată, bravo, crina, ne-ai fătat, bravo! Du-te, mă! Păi dai seama că... Că m-a sunat Cătă și am auzit zarva de la voi din graj și am auzit fericirea în vocea lui Cătă, l-am auzit pe Denis. Uite Cristinel aici, dovada maximă, stai numai așa că plouă pe ea. Pe dovadă plouă? Plouă pe dovadă și după și se udă? Nimeni, uite băi, dar stai așa că nu. Dar nimeni, fii atent acolo, uite Cătălin, Deni ce făcea mă. Hai să țină să-l ajute. Uite băi, n-au tăiat pe lămâne, robe, îl pușca, îl clăge. Aha. Nu, mă, Cristi! Uite-te, bă! Nu! A plecat și mânzul, să băgați sub el, sub tăchehele. Ce-am să te întreb, Magica? Cum e ploaia asta pentru voi acum? Că plouă tare. Asta e un bulgăr, frate, geaul pe pământ. Iarba nu crește primăvara și nici primăvara nu vine până nu spală rujina de pe ploaia.
O zăpăzile și tăția se face o rujină pe iarbă. Așa. Uite-te, plouă de ieri, te mai verde, greu tot. Până am fost rujinos. Dacă ploaia asta nu o dădea Dumnezeu Sfântul, 3-4 zile liniștit să ploaie, să spele rugina, frate, de pe iarbă, de pe grâie, pe cacile, câți oameni, copii, balii, săpișă, atât le bagă în pământ și iasă roda bună, frate, dragi. Deci asta e rezultatul, știi? Asta e rezultatul. Ploaia de primăvară, zice că e an bogat, frate, când plouă primăvara, o săptămână, o zi, o două, o trei, o cinci, apoi zic că am bogat. Că spală rujina, nu crește iarba, nu crește grâu, nu crește nici o sămânție până nu spală rujina. Asta au zis bătrânii din tinerețe, bătrânii nu. Așa. Nu. Deci, domn Pancica, oricât de tare ar ploua, nu strică starea de spirit. Dar nu, mă, tu ești foarte fericit. Care problema, frate? Ia să vedem cât te zâmbește, cât ia să vedem. Bă, frate, dacă doar mergem în graj, străbim, mergem în casă, ne încălzim, mâncăm, om, iară. Cum e aia cu nu-mi pasă? Nu-mi pasă, plec de acasă, repede la mare. Până aveam 5 mii de curate și era tăcină și... Amu, că plouă, că apă o da Dumnezeu, apa ni e zmoșcușă. N-are nimica. No, bun, deci intrăm în grază, așa-i, domnul Magina. Intrăm în grază, s-o prezentăm, du-te că e ușa, tati. Bă, Cristine. Da. Mergem în graj să prezentăm mânzucul. Ni la Bruno. Am uitat-o cu Bruno în 17. Și am un 17 sub mine vreme, dar fără n-am reptit cu două zile. Ce ți-ai gândit tu acum pentru clina sau o lași? Pe clina așa sau o dai la montă? O dau la montă. Da. Că nu aș dau anul ăsta, dar mi-e frică că trece încă un an, ia cum e agravată cu cheie și bolnavă și bătrână, să nu piară și să nu mai prindă o mânză sau o mânzuc de la ea. Ce dă Dumnezeu? Am noi oricum nu vinge nimic de la ea. Deci mânzuțul nu va fi de dat? Nu, văd să-mi dai o mașină de aia plină de bani. Deci mânzuțul mic nu va fi de dat? Nu se vinge niciodată. Ăla ce la noi o să rămâie. Nici mânza de aia de un an. Nici mânza de un an, nici mânza alată, nici mânzuca neagră. Aia nu se vând mânzele în alții, frate. Am înțeles. Păi aici ți-am zis și mai deschid un pic subiectul. Dacă aș avea o preveniență de mine să previn bani, eu n-aș vinge cal în viața mea. Eu care cal viața în Tarzan, la mine te era de două luni, merge spăr rău de el. Am înțeles. De suru. Că ați pus suflet în cai și dragoste și... Pe când îl dă nouă, ne pare rău. Noi când vindem un cașul, dacă îl vinde scump și dacă îl vinde lezi, ne pare rău pe el. Nu că l-am dat plepti, nu că l-am dat scump, mi-e pare rău după calul ăla. Da, dar nu cu inima rea sau cu ăsta. Nu, dar așa se cernă lipitor de animale de cai, măi omule. Eu să am prevenianță undeva să nu fac bani din cai, eu n-aș vinde o cal în viața mea. În viața mea nu m-aș cumpăra. Am înțeles. Toată săptămâna aș lua o iapă, toată săptămâna lua o rămâsă. Nu. Dar eu nu să-i se vând, să schimb, să vând, să fac bănuți pentru papa mea, pentru papa la copii, pentru papa la cai, pentru papa la vaci, pentru papa la jiței, pentru papa la câini, pentru papa la preții, pentru un suc la preții, pentru un cafea la preții, tot ce numai din ei le fac. Așa. Că n-avem nici o servici niciunul. Așa. Nu. Și da, mi-o multam. Și oricum nu vii ușor, așa e cu fermă. Ce bine, scop că ce ceva. Dar nu vii ușor cu fermă, nu, e un frate, de lucru, așa-i? Păi nici am, duc mai bine de balozi în țărnă. Aia o ți-ai cumpărat? Aia ți-ai cumpărat, frate, dragă. No, că am vezi... balozi de fân, buni, dar am cumpărat balozi de luțărnă, să le dăm luțărnă la cai, că e mai bună ca fânul. Amestecat o săptămână de luțărnă, o săptămână de fân. E o cantitate mai mare de proteină, ca exact, un pic... Exact, e un pic mai mare, nu, până... Are vitamine, mai multe chestii. Sau. Da. Nu, Cristine, hai da să mergem să filmăm în graș, că după aia apucăm de spăviți fratele mie. Ăla să vie furtuna! Că-mi golă fântâna aerul de aerul, bam! Cătă, tu te știi cu ăsta? Nu te știi? Da, frate, da. Cătă, nu ai învățat pe Cătă, domnul Magic? Nici ploaia, nici uraganul! N-o să mă schimbe mie planul! Așa. Doamne, dă ploaie! Așa. Da, Cristine, cu vașe guță, știi? Nici ploaia, nici uraganul. Așa. N-o să mă schimbe mie planul. Da, Cristine, mergem în graj. Merem. Hai, mă, că noi suntem în ploaie, mai bine suntem în graj, povești, hai. Hai, că bate vântul. Aici pot să fac o țură, ai, li, da. E, da, de ce? Nu mai plouă, nu mai bate vântul, aici e căsuța noastră, vii. Asta e căsuța noastră, Cristine. Domn Pancica, vreau să zic așa, un graj frumos și când zic graj frumos, cai frumos, bine îngrijit. Da, de Cristine, da. Amu, dacă mi-ți dragi, e pentru că... Ce?
Lasă-mă că-l vedem noi, mă. Bă, unde te-ai ascuns, copile? Hai, copile, că venim noi imediat acolo, bine? Mă, pe cine, dragă? Avem un pui de căluș, îl luăm pe Mircea, îl avem pe Beto, îl avem pe Gruia, îl avem pe Bujor, avem pe Bujor. El, Gruia, e deci lui? Nu, colț alb. E și e de la Gruia sau de unde? Nu, nu e de la Gruia, e la nepotul său. Am înțeles. Așa? Acolo Tarzan, am eu, calul meu de mult. Ăsta e Armando, frate, da. Dragă, numai că ăsta e Armando. Ăsta la Tricorpul, ăla e Tarzan, ăla e Colțal, Veto, Mircea, ăla nu mai știu cum îl cheamă, Radu, Sabrina, Crina, Ina, Barbie, Copilaș, tot ce sunt. La mânzul ăla mic este el Copilaș, exact ca la mânzul ăla, l-am avut noi. Copilaș la mânzul lui Crina. Da, la mânzul lui Crina, Copilaș. Așa l-o cheam pe mânzul ăla Copilaș, am lăsat lui șopurita ei. Am înțeles. Și am pus, am omului ei. Mânzutul ce l-am... ce au fost pus pe poză, așa, aici din dreapta pozei, din stânga, dar din dreapta cum te uiți. Da, dar ăla cum sunt în cap al meu. Așa. Dar ăla pot din Crina și ăla... Hai să-ți dau un pic ale chebași să arăt cum se face. Ce-ar tăte, nu pot să le văd pe cine. Trebuie să vedeți pe cine mai și cine face aia să văd. Păi, Bă, Cristine, mă faci camaran. Bă, dar ce faci să vede, bă, Cristine, mă? Cât ar da să vede în fundul brațului, mă? N-au să știi că-mi place. Cristine, îmi place. No, no. Du-te peste aia, 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 No, să știi tu că mă fac, că mă fac. Cum să duci și voi? S-a dus la acolo, s-a dus cu o cameră, și ție, facin. Apa mie, frate, mai degeaba mi-a dus. Dar păi bagi aici, tu, fain. Uite, no, îmi place facin ca copil, băi. Bravo, te iau în echipa mea. O, ce faci să văd pe cine? Ha? Și capuri, și cururi. Tot ce să vrei. Cu mierțea, Cristine. No, să s-o mănuiesc ție, frate. Mulțumesc. Nu ți-e doare mâna, domn Magic, încă nu, așa? Ba e, să știi că mă doare mâna. No, fii atent, ascultă, mi-am mii de ore. Mii de ore, uite, cu camera așa și trebuie să stea dreaptă. Nu trebuie, pierd, nu nimica. Atunci ai obișnuit chestiunea de mea. Ce m-am obișnuit? Mă dor umerii la maxim. Mă crezi? Cred. Amândoi, nu unul. Aici băiețelul tău, domn Magic. Aici băiețelul tău. Noi am intrat în partea dreapta a grajului. Da. Observ că ai niște căpățe frumoase. Datorită ce ele am și al omul ăla din Bucarea, care mi-a făcut. Da. Îi mulțumesc și la omul ăla care mi-a făcut și îți mulțumesc și ție, frate, că tu mi l-ai dat cadou. E o plăcere, fiindcă... Nu. E o plăcere, e o treabă frumoasă. Multă lume mi-a scris pe Facebook, am postat o poză cu cai. Și? Și mi-a scris că de unde am făcut roze. Și? Le-a spus că tu mi l-ai făcut cadou. Doamne ajută, domnul Cristinel! Domnilor, ce faci? Bine, hai aici lângă fratele tău. Era de doi balos pe tău. Hai lângă fratele tău. Hai lângă el. Fii atent, eu acum, când am venit la domnul Pancica, domnul Pancica avea niște musafiri și am zis că stau un pic în mașină. Și ce am făcut? Eu m-am pus acolo în dreptul gardului tău. Și mă, omule, stau câinii gură în gură acolo, dar nu s-ajung. Nu s-ajung, că-l degeam ai scurt. Mă, omule! Dar cât am stat eu jumătate de oră, o tot mărit unul la altul. E așa mutat așa de mine. Dar care e faza, mă, de mărit? Faza că se bat, ei nu se prece nimic altul. La care îți frați, dar nu se... Nu se bat, dar se mărează pentru carne. Și este și carne acolo. Le-a spus niște carne? Le-a spus niște carne. Dar vreau să zic că îmi place, arată bine câinii, au cuști frumoase. Dar nu mânci ăla mai mult ca ăla, câinile. Bă, dar mă, omule, dar... Și omul pe pământ, care e mai puternic? Primul sau al doilea? Ăla din mai jos? Da. Dar fii atent, ascultă-mă, bucata o are ăsta de sus, mă. Nu ăla de jos. Am doi ajung. Și atunci? Și mie și mă ajung să mănânc. Și?
Mărie un altul, când așa zi, să par. Mare nebunie. Milu, cum ți se par caii lui domn Pancica, care e alea acum în graș? E și de stregare să nu-l aud pe fratele meu cu caii, nu? Dar nu, dacă nu merită să nu-l aud. Păi exact, dar ce merită, merită, ce face Dumnezeu. Are sau n-are? Are, cai frumos, are cai și prescus cai de el, și grijâns cai, trețănus cai. Nu. Da. Uite ce alea regile, alea regile căsă copilașul la mine. Eu m-am pus aici, bă, să te-am îndrept pe jumătate. Hai, 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 somn! Vorbește acum cu el. Stai, stai, să nu fac frumos. Stai, 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 pune-te după, după, pune-te. Stau și așa. Pancica, aici trebuie să aducem un fotoliu ceva. Cum să-l aduc eu? Spune tu numai de unde să-l aduc eu și dacă poți să-l bag tu să mă gândesc. La donații, măi. Nu donații, că-l cumpărăm, măi. Da, mă, poate se găsește, Pancica. Mă auzi, Pancica? Pancica, poate se găsește un prieten care o să ne doneze un fotoliu, numai... Uite de pe filmarea ta că nu pui, dar cu un suflet mare... Stai să-mi spui ceva! Auzi, orice fotoliu din lume, să și aici în graț, n-ar și mai bun ca ăsta nici. Bravo! Ăsta e natural, pui miroasă nici, uite-te! Miroasă, practic nici, vezi, iată ce bagă nici! Când îți stresat o țâră și eu aici la cai din Mizraș, mă pui pe balot, nimic. Vezi? Nevasta Lina ne aduce câte un cafe, câte un ceai cald, aici ai părul la ei cu părul. Dar trebuie să-ți faci o măsuță aici cumva pliantă, pam, pam, dintr-o bucată de scândură. Da, e foarte așa. Știi? Pe perete, pac, pac. Ha? Poți să-ți faci? Bă, poți să mai la viață și mă ia la chimână, îmi beau cafeul frumos. Îl ții mână cafeul? Da. Nu bun, și asta. N-am divizit, e luțăm, ne dau mușegăita la cai. Că așa au zis că le dau mușegăi la cai. Cătă, când vii în tura următoarea de aici. Mai aduc un domnbalo, că s-o confiscate aici. Nu, nu, nu. Mi-i Cristi, să vreau de aici de cald. Mă țin de coda lui. Am tu cald deja am trebuit să te-ai. Auză de tine, Nare. Ia-ți și lume bună și oamenii. Și oamenii din Dios, și oamenii care nu apreciază și are lume. Dar noi ne mândrim ce avem și i-o dat Dumnezeu. Noi nu suntem gazde cu bani, noi suntem gazde cu suflet. Noi suntem oameni supletiți, oameni cu suflet. Noi suntem gazde, că... Și prin muncă. Prin muncă, care da, mădui din nopțile, zânile să facem mete fiecare. Da, păi, uite ce arată numai... Cătă, stai așa, hai un pic cu asta aici. Cătă, ai desfăcut asta de acolo, ce faci cu asta? Păi, Cristine, vreau. Am făcut-o frumos, l-o pun așa că ți-am curte. Păi, da, o arunci. Uite, Luțărnă, nu s-a cumpărat cu 10 lei balotul. Nu, las că nu-i rău. Uite, Luțărnă ca aur. Despre ce vorbeam? Iată, mă, dragă nevasta, ne-am dus cafeiuța aici, aici, ca cafeiuța, frate. No, nu-i rău. Ne-am dus cafeiuța aici, aici, vezi ce mă pui jos? Doamna Lina, vă salutăm, săru mâna. Cum sunteți, bine? Bine, doamne. Aveți de lucru pe aici, pe la fermă? Ioi. Puțin? Da. A? Cât de cât? A? Păi, și la fermă și-n toate. Da. Avea gândit la aici, aici mă sunt cel mai bine cât vreau cafei. Aici nu-i grad, că sunt cel mai bine mâncat aici. Beau cafe, mă la ala care mâncă, care suflă, care cum tușește, care cum deșește, care cum cate. Am înțeles. Dacă o să-l mă frate, să-l la mână. Da. Turu? Nu, ăsta al doilea? Da.
Să pe cadă, mă, ce-ai după aia? Așa fac și eu, de bea cafea. Vine, aduceți la grad? Da, da. Nu vine. Dacă doriți. Dacă vine, aduceți la grad, bem la grad. Vine tu. Vine tu. Ce la asta ne-a eu? Ce te faci? Cum zic-o mă zic? Așa de arată. Mă iei în spate. Hai și șoare. Bă, dacă mă iei în spate, mă stui sus pe cal, eu ce mai ăsta. De aici am orice pe tine. Eu știu. Nu te bine, pa. De-abia aștept. A, nu te supă jos nici într-un cap. Da. Nici nu greșești. Aici, fratele tău. Te legă de picioare. Nu trebuie să mă legați de picioare. Nu mai să tăvălește asta cu mine. Și eu ce fac? De să tăvălește prezența cu mine? Nu o să tăvălească crima. Nu are treabă. Că e atât de astea pe zonă. Eu nu mă leg de nimica. Dacă este ăsta, mor de băieți. Da, ea este deschisă. Care e curentul? Ia mă, îmi place Cristin, cum a venit, pune masă. Pune-l ăsta tavă aici, iată tavă de argint. Cristinel, nu orice tavă e aici. Bă, Cristi, ăsta e argint, fii atent, o geasă de argint, fii atent. O tavă de argint. De argint, e curat? Da. Nu, nu-i rău. Domnul Cica, sănătate. Da, de argint, o sănătate, frate, dragă, cu ceai ori de-a. N-are nimică, să fim sănătoși. Băi, muzai să mă duc să mă cac. Da, care e problema? Bă, am mâncat la restaurant, mi-a mâncat la muzai, iertați-mă. Dar ce ai mâncat? M-am mâncat o rniță cu vara, am mâncat iar făcut și eu. Mă duc să mă cac. Dar ce ai zis, băi, frate? Nu, băi, omul are ce are pe sub, ce-o zis. Ce s-a făcut că ăla când ai zis? Am iei, ai dulce. Ca pe cală, bă, cam. Nu, ai rezolvat? Ai rezolvat? Așa, da. Da, da. Papa, ce? E burta vetea, tu vezi, tu de aia. Cristi, ca vaște! Mi-a străcat stomacul de la dințele ăla. Trebuie să ai grijă, fii atent, eu am mâncat... Fii atent, domn Bagica. Eu am mâncat într-un târg de cai, am mâncat o bucată de un grătar, da? Un grătar mare. Și... Nu pe loc m-o luat. A, da, auzi. Nu, nu, către seara. Bă, omule, m-a luat... Ai ajuns către casă. Nu am ajuns către casă, m-a luat frisoanele, mă, omule. Deci m-a luat niște frisoane. Nu mărți burta. Nu mărți burta. Am urcat pe un drumuleț și apoi din mașină. Nebunie, n-am cuvinte să zic. Băi, omule, mi-a întrecat stomacul pe așa, zice că, Doamne, vezi să sunt meargă curul cum umblă banul, apă. Zice, Doamne, așa am umblat cu apă goală. Pe vremuri nu era pernă. Și? Acum pe aghefă și nu. Doamne! Dar de unde îi dai, Doamne, la copilul ăsta tăce în cap? Da, bă, Cristi. E copil distres, cum? Păi exact așa nu era pernic pe vremuri de asta. Nici m-am la aghefă până dat trebuie să fii atent aici. E cu minte cală. Ce face? Cu eu am crezut că ai emoții, mă, băiete. Ce am emoții? Voi v-ați băut cafele? Eu ne-am beut, Cristine. Stai în urmă, că Chica aici.
Tu te puneți undeva și culcă-te, unde duce la... Undeva într-un pătru și pare că e în viva. Unde să se bage? În viva, ia și o uciu, să rămâne în viva. Nu vrei să dormi un pic, Denis? Ah, nu-ți place somnul? Nu place somnul. Băi, când am fost și eu ca tine, la fel am fost și eu și Pancica. Dar după ce treci un pic de o vârstă, așa ți-ar... Așa te gândeam, ce bine aș dormi după, după masă. Nu, domn Pancica? Da, Zoia. Trebuie. Băi, nu-i mă cam un bușca mircea, mă! Așa am să mă cu să-l trăpa mircea după el, mă! Bă, Cristi, dar copilul ăsta cred că nici cai mușcătorul ar mușca, nici cai zbâltorul ar lovi, mă! Așa sunt, să sunt, vorbea și cu cai, mă! Asta e o bucaie, mă, mâncată! Cala de sărbătășit! Bine! Ce sărbătășit? Bine! Dar așa că calul te, te simte! Bine! Da, Pancica, a fost cal zvârlitor și mușcător care când a ajuns la alt om, a fost gluaie. S-o cumintit. Da, da. Ha? Da. Din ce cauză? Yeah. Poți să zici un pic? Da, pot să zic. Păi l-a oprins ură pe omul ăla cui a fost, a oprins ură pe el, a văzut că se tăia medical, l-a dat la altă, a văzut că acolo e meriniștit, calul nu-i bătut. Exemplu, dacă nu-i lucra la mine, nu-i bătut calul, nu-i ăsta, la altul om-i bătut, e stresat, e la calul să calmează. Înțelegi? Așa și... Și calul sâmpte că tu-l iubești, mă. Cristi, ca femeia. Păi dacă pe femeie nu o iubești, nu te sâmpte că nu o iubești, nu există. Da. Dacă n-ai un bine chimie, ia cu tăți iau ăștia la România, o tăne sau unde... Împărăcea eu, mă, oamenii, unde, mă? L-ai vis și unde ai vrea, tu anal, de asta, asta cu... ca o pereche, gospodată. Ia, mă, poți că n-au chimie unul de altul. Păi dacă îți dau cu mie, ce nu dacă nu se pot. Zic, copile. Asta nu ce o să dă pe și ta, pe eu că... Bravo! Da, te rog, nu te rog, mă fac și eu. Dacă te vom ca eu, eu nu e mai de, eu nu mai de cum să ne trebuie de ca. Eu sunt de aici, mă duc omul ăla, unde ai pe tine și mi-a rupt pancică? Hai mai încoace, cum o zici, mă? Nu zis așa. O zis, hai aici să zic eu. O zis așa. O zis că episodul următor va fi așa. Bibilicile lui domnul Pancica de la sărmată. E, da, el să se ia bibilic dacă îi trebuie bibilic. E, și? Îi trebuie ca nu bibilic. Nu, bă, nu-ți plac bibilicile. Bă. Eu alea le-am de... mai multe roșii în bibilicile? Da, am avut mai multe. Bibilicile? S-o luat una după mine. Și? Te-ai speriat? M-a ciocăit pe-n cap. Ed, ai fugit? Ed, ai fugit? Bine. Ea a dat-o furcă și furi pe lău. Ai fugit? Ai fugit. Ha? Nici ai plâng din cauza pe Cristi. Bine. Nici ai plâng de Cristi. Cristi, între cap. Bravo, hai aici, Adem. Ai pe ceaiu, Cristian? Da. Mă bea ceaiu să ducă ăsta. Mai le las-o mine. Tu unde ai acolo la numă ta, cum să iau bălătă de ceaiu? Ia la tati, du-l acolo, ia și tava de argint. Ia că mai facem o întâlnă. Ia tava de argint. Să nu le țip jos. Ia-ți are mână, mă. Bă. Nu trebuie că-ți gea la... El e expert în agricultură. Da, în agricultură. Asta bucătar, mă. Hai, bă, că te lasă-i. Ce le faci acolo? Pancica, băiatul tău e expert. Nu vrea să asculte. Dar e mai bine să le ia așa. Nu am nici stimeil. Să lasă lumea să vorbească. Păi dormeză? Noi ne-o iubim, ne-o face casă. Știi cum zice ăla? Nu am nici stimeil. Da. Hai ce-mi place, Cristi. Voi. Mă place, Cristi, de aici văd pișoarele la cai, care sunt umflate și care nu. Și dacă le vezi că sunt umflate, ce faci? Păi îi frec cu aur. Ne-a, din păcăță pe baliga în gură. Băi! Bă, Armando! Armando! Ia-mă, mătură de genul. Cristi! Dacă mi-are cu mașina la jos, papă. Da, tot și până dimineață. Da, să mă știi sus, Cristi. Unde este Cristi? Acolo mi-a stăt ce ai de lasă te pace cu scap. Lasă că mergem să vedem imediat mâine. Bine? Bine, Cristi. Da. Toată lumea că tot timpul că la mine e cu curată pe tot. Sau vin la vreau să dacă mă trezesc mai de
Dintr-o dată e da. Într-o jumătate de minut am luat de trotuarul. Natura de hală. Ce-a vrut să-ți zici, Denis? De la Bruno. Și ăsta e o mânz foarte... Merem acolo? Denis, merem acolo? Da, da. Nu, acum merem. Vine și domn Bangica. E o mânz foarte fain. De la pe calul Bruno, foarte, foarte renumit. Acum îl vedem. Iată, asta e mânzuca din Zicu. Al unui nepot e mânza. Al unui nepot. Da. În cât timp are acum? Are o lună, cum ce fel. O trecut o lună de când l-o fătat, așa? O trecut. Atâta e blândă, mă, și atâta e inteligentă, mă. Hai, tău aici. Tău! Tău! Nu le pot pune că peste în cap să nu se spânzure, știi? Da, lasă-l, lasă-l. Îmi picioarele, hai! Oricum, domn Bangica. Domn Bangica, în scurt timp, o să lăsați caia afară, da? Da. Cum vine iarba, cum îi dau? De-abia aștept să vedem în zâmpii afară, cu mamuritile lor. Fuge lângă mântă. Ia-i tău, nini, că vrea să prindă de aici tău. Cine, să spun ceva, eu ție un secret. Din familia mea, eu nu vorbesc în lipsa nimărui, eu în lipsa mea, adică familia mea numai. La noi, când se naște o mânză, fată o iată. La noi cea mai mare bucurie în familie, ca când s-a naște un copil. A la noi așa când fată o ia pe la noi, când te... Auzi, eu dacă aș face bine, să vând, stăți ca aia ăștia, cu 2 miliarde. Nu m-aș bucura, nu ne bucurăm, ca când ne bucurăm când e fată o ia pe la noi. Înțelegem vreau să da, da. Noi iubim cu adevărat, așa, pe când e fată o ia pe, dai seama, fuge copiii, vai, nici e șina ar fi, vai. Păi și dacă nu-i șina, nu-i tot e șina la noi. Da. Și dacă nu-i mare, la noi tot frumosii, tot bunii, nici cum ești celinge, nici e prăpădită. Da. Aici, domn Bangica. Aici a venit pe lume, aseară, o născut, o fătat, nu, și ia pe așa, Crina. Frumoasa voastră ia pe Crina. Ia pe noastră de suflet de casă. Ce-ar fi cel mai renumit cald din Bruno? Îți place de mândru? Alu domnul Dorel. Îți salutăm pe domnul Dorel. Îți place de mândru? Păi și amul vine cu el, cu el o motiv. Cu el muntat. Te cu el o motiv. Bine. Dă-o mai încolo pe asta, bă. Hai tu mai încolo și tu. Vă să știi că nu mă dat. Că aș vrea numai. Bine că nu plouă în coase. Nu. Nici acertare ce dau. Păi sufletele noastre. Nici Cristi. Ce dau până receptul. Nu, aia da. Ai slăbut mândru. N-are nimic apel. Ești slăbut, dar mă bucur că e mai micuț, că ești slăbut, că n-o chinui de apa, știi? O fătat ușor, o apa, o fătat-o cu mor. Ai de singur, o fătat Cristi. Domn Bangica, observ acolo o mâncare ușoară pentru iapă? Da, numai până îi dăm, până și lucernă, să nu meargă burta la mâna, știi, dacă schimbă o iapă, să meargă cum a burta, îi schimbă mâncarea la... Că poate să se ducă, da? Sigur, poate să-i meargă burta să moară. Am înțeles. Să-ți poți să-i secret cu mâna. Te-o pupat? Nici, știți, și cum așa, stai, nu! Nu ridicam și șarul ei pe spate, am îndau! Da, nu, lasă. Hai, nu l-a ridicat, adică știi că nu, că n-are stabilitate bună. Nu. Numai de azi noapte, frătă Cristi. Nu era, că era văzea și niște. Cristi, ne-ai frumos, mă? Foarte frumos. Domn Bangica, eu vorbisem ieri cu tine, că ți-ai luat armăsarul negru. Da. Și... No, am zis că... Da, și am zis că o să vin zilele următoare pe la tine. Exact. Am zis că nu știu când, vom vedea. Yeah. Și m-a sunat că azi noapte, că face, da, și-am auzit, fericire în graj, bucurie, toată lumea, agitație. Tățărea, unul cu ciocolată, unul cu bomboane, unul cu zahăr, unul cu prăjitură, unul cu pite. La Crina, bravo Crina, bravo Crina. Și-o venit la ea, păi, mă, Cristinele, e mare bucurie, n-a, uite-te, nu-i mânsul de-o zi, numai nimeni. Uite-te, ții acolo pe el, te rog frumos. Uite-te, mă, jos, știi că n-are o zi, că n-are numai 12 ore. Vezi care o paie pe el. Era încă copil. La altă e apă, Cristinel. Nici am înjelat. Cristinel, altă e apă, la Rovige. Da, pe iapa voastră, cu minte. Păi, stau, Alcrin, așa e tău un femeie. Ia la prietenă. Copile, dragi. Ioi, copile dragi. S-ai făcut din tijol, dragi. Ia, te mușcă de tine. N-are nimic. Da, nu știu, dar să joacă cu cine se mișcă. Zic că copilul face din tijol.
Sigur, de la-i bătrân asta. Da, aici, ați luat asta. De la-i bătrânit? Asta de la-i bătrân. Cristi, de aici, ați luat asta. Dar văd, Cristi, să vezi tu cum are și să pupă acolo la mână. Mă zic. Mânjă, mă, trece. Numai capul trece, vezi, nu-i așa nimic. Aha, așa. Și vine la aici, da la aici cărtenii, s-o pic. Uite, uite cum l-așteaptă, uite-te, mă, nimeni. Uite cum l-așteaptă să pupe, mă, da la aici, tati. Nimic este nimeni. Nimeni, nimeni, uite, mă, nimeni. Nimeni, uite, nimeni. Hai, mâncați asta, nici un, nici. Pupă, ce tu, pupă, pupă. Așa, mă. Hopa. Bravo. Da, vezi că are și ăla împinge țânta albă în cap. Bă, hai, dă-te tu încolo. Dar tu tot ai fost prima, nimeni. Deci are și până s-o împinge. La 9 zile o să scoate măcar dacă e tău. Aia are pus de tău. Am ocris și pone aia nasul trebuie să mai fete, pony. Pony, nu, la ce vine să fete pony. Hai. Tot o bucurie mare la noi. Mai ceva. Unde e pony? În grajul de jos. Ponița mică, știi? Ia, ponița, pony. Îngrajul mică, stai? Aici o să mutăm, o să-i faci un loc aici. O mutat aici și, da. Și atunci e pe lăsă lăsat apart, stai? Sau cum? Yeah. Nu, mă, nu o clamând asta, îi pun o portă. Ei, stai ce nimeni, îi pun o boxa. Ei, și pe ea unde muți? Pe ea în grajul ăla, că m-am încongraj, m-am niște cai acolo. Aha. Și mânză la ardenez. Mânză la mare, și ardenezul clar. Da. Aia din colo. Nici amintiri. Uite cum stă lângă asta. Uite cum stă. Băiat, eu mi-am dorit. Domnul Cica, e bun un graș că nu plouă pe cai. Eu mi-am dorit. Uite, acum, de exemplu, plouă foarte tare, uite caii tăi sus cap. Nu? Eu mi-am dorit porce. Un graș ăsta face dragă? Eu mi-am... Eu m-am făcut graș pentru trucat, pentru pace. Eu mi-am dorit hărmăsar că numai doi hărmăsar și aia doi mărit. Dar nu mă știu cine eu. Dragi, nu mă fac o parate, dragi, facem o cameră la copil. Da, da. Dincolo facem o cameră, facem 5 camere aici. Da, da. Dar mai pe vremea cum să cea bătrânii noștri într-o într-o parte, într-o bucătărioară. Într-o bucătărioară și partea din localul. Apoi noi nu putem trăi așa. Și viață bună. Păi nu, pasinătoși ca noi, nu știu ce am e. Și auzeai calul. Calul la... când bace, împărate când ce strigă când îi auzi din casă de la tine pe ei noaptea. Îi aud. A? Îi aud că lăsă o pijamă, telefonul deschis vara sau primăvara, așa că nu e așa rece. Dar azi nu iau, trebuie să vii până în graș, să vezi, urmele se dau până. Trebuie trebuie o cameră de supraveghere. Atât am zis că mi-a dat, o să iau. Neapărat trebuie cameră de supraveghere că nu aveți trebuie să speți. Ia pă, scapă vreun cal. Da. Scapă vreun cal. Ca vor lăsați asta. Băi, știi ce am norocul? Te scapă lăsare și se duc la poli, nu vine așa la ea pe mă. Ha? Nu știu zice, nu vine la ea pe mă, bate vetul, tarzana, cum nu vine cu asta? Nu vine cu asta? Nu, s-a judecat odată cu toată acolo. Am lucrat aici, mâncă Cristi, numai apă le mai trebuie, încă o tură de mâncare. De aștept bine, bine, cu un balon de paie, Cristi și... Auzi, Cristi. Ei podorni, eu podorni. Aia nu e cinturina. Asta-i cinturina, asta-i cinturina. Copile, fii atent. M-am dus la un prieten să vedem boneiul. Și eu mi-am băgat degetul așa nici. Nimeni nici. I-l-am băgat în gură. Așa tu. Nici eu. Au! Nu e nici ceva așa cât zic cu mine. Hai să-l șer și mântul cu ăsta, că așa o așa am dormit, Cristi, așa am dormit aici cum sună ploaia pe el deasupra, așa am dormit, ai, 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 aveam un somn aici, cum sună, au cum mâncă cai, și cum sună clopocile și cum sună ploaia, mă, așa ai dormit, mor, mor! Mă bat și eu dormit. Au, Cristi, vei! Dacă au dus mulți prieteni, eu nu știu că să fie mie în grața, fa mai departe grața. E Cristi. El se curăță acum, stai ca tine. Eu curăț, eu scarcin pe spate, alți scarcină pe Cătălin. Dar urmă, Cristine, da. Care e măsarul montează pe bazii? Pământ de asta, auzi ce-l trebuie să care? Ăla, copilul Bruno. A?
Aia, dar păi, până crește trebuie să dai la alții. Păi nu pot, dar nu vreau la alții. Mă, mânza, mă! Mânza-o ca mică! Așa? Aaa, de asta zici? Ei! E așa, mă! Asta l-o zis Deli, la tati. Au! Am momentul ce s-o mutăm pe bardă, o dăm cu copilar. Aha. Deci ea e Barbie, ea yes. Și celălalt copilaș, așa-i? Yeah, yeah. Nu am copil din ea. Fii Armandole! Domn Mangica, da, frate, îmi place colțul din față. Cică colțul. Eh. Foarte frumos, cu căluți, cu trebuie. Mă întrebi cu astea în ea și da, râzi? Da. Nici în el. Ăla în ea de acolo de sus, vezi? Da. Acolo eu. Părți vreo 30 de ani. Când ai, când ai cu plugul? Ia când dau cu plugul, fie atent, plug de lemn. Așa. Și cu crina, cu copii din crina, că crina nu mai trece pe atunci. Așa. Cu cai, îl las eu. Da. Și ăsta, ăsta nu ai copilașul, te cum să când dau pișoare. Așa, mânzul din, din Bruno, yeah. Așa-i? Ia, yeah, din Bruno, ăsta e copilaș. Asta e crina cu Sabrina. Așa. Astea tădia le crina cu Sabrina, le-a făcut așa. Așa? Le-a făcut duplicat? Ia, asta i-a făcut pe octobuță, nici. Ăla-i de noroc, așa-i? Ia, acolo zi eu, când părțeam o patru, ăla-i din lemn, frate, părțeam o 30 de ani. Foarte frumos. Bravo, Cristinele.